Iubiți frați și surori, stimați oaspeți ai casei Domnului, prin binecuvântarea Domnului și la slujba de dimineață, de data de 27 septembrie, suntem în casa Domnului la părtășie. Slăviți să fie Domnul! Amin. Cum era rânduit în mijlocul comunității dumneavoastră, astăzi va fi o tematică pentru familiști, pentru familie, pentru soț, soție, pentru ambianța care trebuie să fie într-un cămin creștin binecuvântat de Domnul. Aș vrea să vă spun un lucru din stat. Sunt lucruri pe care le pot predica păstorii și slujitorii locali. Datorită poziției lor, au o anumită poziție de uzură. Când, la un moment dat, lucrurile pe care le spun ei, o anumită parte prind și o altă parte nu prinde, din cauza că ne-am obișnuit cu ei. De acolo este și vorba că fiecare proroc nu este prețuit în patria lui. Nu din pricină că n-ar avea un standard de moralitate înalt. Pentru că te obișnuiești cu o anumită persoană și cu tonalitatea vocii lui. Efectiv, cam știi ce vrea să spună. Problema este că atunci când vine altcineva din altă parte, spune aceleași lucruri pe care mi le spun cei prezenți. Dar dintr-o dată toți suntem receptivi. Dintr-o dată spune, băi, chiar așa este. Și ăștia toți se supărați, băi, dar noi de când vă spune? De ce? Pentru că ăsta e frumusețea faptului că schimb lucrătorii. Totodată, atunci când vine cineva, are dreptul să accentueze anumite lucruri pe care le vede, pe care slujitorii voștri niciodată nu vor putea să le facă. Și eu aș vrea să vă spun că am venit 3 ore și ceva cu avionul, am stat cumva jos, am bătut drumul din România cu avionul aici ca să vă spun lucrurilor pe nume, Doamne ajută. Puțin mă interesează că dumneavoastră a great sau nu a great, sau vă șochează și faceți o liniște mormântală. Asta este problema, că mie chiar nu-mi place să predic în liniște. E foarte important lucrul ăsta. Trebuie să știm că anumite lucruri trebuie spuse. A avea viziune înseamnă a pregăti lucrurile de pe acum, că atunci când ești lovit de ele, să nu te prezenti dintr-o dată, să spui, n-am știut așa ceva. Ori astăzi în conducere de biserică, nu sunt chemați oameni care să iasă bine în poză la comitet. Nu sunt chemați oameni care să spună, am fost în comitet atâția ani de zile. Ci trebuie să aibă viziune, să fie o poziție unde au semnal. Ca să aibă viziune, să pregătească sanie de vara și care iarna. Atunci când vine problema, el să știe, să o rezolve. De-aia ești acolo. De-aia ești în poziția. De-aia te-a așezat Dumnezeu acolo. Pentru că dacă n-ai viziune unde duc lucrurile, s-ar putea să te trezești într-o anumită situație. Aseară am vorbit tinerilor și n-am vorbit tot. Și n-am vorbit tot. Pentru că am vrut să mă îngadrez în timp și am vrut să spun potrivit așa, pentru ca să fie măsura dată, să aveți la ce vă gândiți. Dar aș vrea să vă spun din ceea ce văd la ora actuală. Sunt situații când în anumite comunități, pot să vă spun și orașul, tineri au și din anumite biserici. Pentru că le-au plăcut ceva mai lejer, ceva mai bine. La ora actuală există studii făcute în Statele Unite de oameni de știință prestigioși. De ce foarte mulți tineri pleacă? Din cauza show-ului din biserică. Din cauza divertismentului. Pentru că iau divertisment. Noi încercăm să facem divertisment. Dar nu o să reușim niciodată să facem divertisment, să concurăm cu posturile de televiziune. Sau cu spectacolele lumii. Ori casa Domnului trebuie să rămână o casă de rugăciune. O casă de predicare. Câte vreme încercăm să concurăm cu lumea, făcând show, glume, poate, distracție în adunare. Tinerii vor spune, domnule, e ieftin programul vostru. E foarte ieftin. Efectiv, cine prezintă, nu concurează cu mari comici ai lumii. Nu pot. Eu mă duc, dacă tot e vorba de show și de distracție, păi mă duc din calitate în domeniul ăsta. Și pleacă. Aș vrea să vă spun, nicio instituție din lumea asta, semnat, parlament, concert, spectacol, nu poate prezenta Evanghelia cum o prezintă biserica. Nu poate trăi rugăciunea cum o trăiește biserica. De-aia e bine biserica să rămână la ce trebuie. De-aia e bine. Au fost localități unde s-au format biserici și unde păstorii, ca să aibă membri, frasului, voie de unduiri, de dansuri, de aplauze, de ce? Veniți cum vreți. Vreți să luați turban luați. Vreți să veniți aproape cum veniți voi. E nicio problemă. Domnul se uită la inimă. Noi restul am vrea la inimă, dar nu putem. Și din punctul ăsta de vedere, veniți cum vreți. S-au adunat toți acolo, s-au bucurat. Vreo 2000 într-un loc. Gândiți-vă cum s-au simțit părinților care le vedeau copiii plecând din biserici tradiționale în biserica aia nou formată cu bucuria și cu show-ul ce era acolo. Dar au plecat, s-au dus. După câțiva ani de zile, asta s-a întâmplat după Revoluție, după câțiva ani de zile un frate păstor arhitect din comunitatea respectivă a fost chemat de păstorul bisericii aceea, care avea la început 2000 de scaune acolo. Frate
Păstor, veniți odată și predicați la noi duminică seara și faceți un proiect de reamenajare a țării, pentru că nu mai sunt 2000. S-a dus păstorul spre Dumnezeu, duminică seara erau 50 de oameni. Eu întrebam, măi, dar din 2000 unde sunt ceilalți? Unde au plecat ei? Au plecat înapoi în biserici tradiționale? Cum se mai duce înapoi în biserici tradiționale? Nu te-ai învățat cu aplauze, cu dansuri, cu chiuituri, cu strigături. Nu știu ce te privești pe tine așa. Au plecat în lume toți, frate. Aș vrea să vă întreb, trebuie să ai văzut conducerea viziunii? Când te întreabă un anumit lucru, știi de ce întreabă? De aia v-am spus și am făcut introducerea asta. Pentru că eu dacă merg într-o anumită biserică, văd tendința. Văd unde se merge. Eu cu asta lucrez. O săptămână sunt acasă și una sunt plecat. Când intru într-o biserică, o văd unde pleacă. O văd unde se duce. Faptul că ridic anumite probleme și le pun, nu le pun din partea mea. Le pun pentru că văd ceea ce trebuie să se întâmple, prezint lucrurile și cel puțin aveți mărturie. Cel puțin aveți mărturie. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. În ziua de astăzi vom discuta despre familie, care este atacată la momentul actual. Foarte atacată. Se dorește o redefinire a ceea ce înseamnă familie. La ora actuală, foarte mulți slujitori ai Evangheliei privesc oarecare reținere ceea ce se întâmplă prejur, dar nu pregătim biserica și familia pentru o consiliere corespunzătoare în domeniul acesta. De aceea, din textul acesta biblic, aș vrea să vă vorbesc un lucru și să preiau ceea ce le-am spus la tinerea seară. Ziua de căsnicie este o zi de secerat. Este o zi când seceri binecuvântarea pe care o meriți. Încă o dată vă repet, ziua de căsnicie nu e o zi în care Dumnezeu dă binecuvântare, un stop de binecuvântare egal. Ăluia care au cântat în orchestră sau în cor, ăluia care au stat lângă altar, ăluia care au slujit bisericii, dă Domnul cantitate, ăla care nu au avut treabă cu nimeni, efectiv a fost un Domn Joan, o merge în floare, în floare, dintr-o parte în alta, el speră la aceeași cantitate de binecuvântare. Nu. Ziua de căsnicie este o zi de seceriș, în care primește fiecare cât merită. De aia Biblia spune, Dumnezeu nu poate fi înșelat. Ce seamănă omul? Aceea seceră. În ziua de căsnicie primești o cantitate de binecuvântare. Cantitatea aceea mică sau mare, o poți pierde. O poți pierde. Sau o poți înmulți. În ziua de astăzi vreau să vă vorbesc cum pot cei doi, soțul și soția, să-și înmulțească binecuvântarea în căminul lor. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Textul biblic pe care l-am citit este un text cu accent pe ceea ce trebuie să facă soția, femeia, în casă. Este un text foarte accentuat în domeniul acesta. Deci nu ne miră faptul că cel ce scrie pasajul acesta biblic este mama lui Lemuel, un viitor împărat. Și mama cere ca Nora să aibă o anumită ținută. O anumită ținută foarte înaltă din punctul ăsta de vedere. El trebuie să fie împărăteasă și trebuie la nivelul respectiv să reprezinte o anumită ținută pentru toate femeile din împărăție. Ca atare și cerințele sunt pe măsură, dar ele sunt așezate aici. Atunci când vorbim despre responsabilitățile pe care trebuie să le avem în familiile cu care ne-am binecuvântat și în care suntem prin binecuvântarea Domnului, foarte mulți frați și surori au o problemă pe care vreau să o rezolv din start. Cu cine ar trebui să începem învățătura biblică atunci când este vorba de familie? Pentru că dreptul de a predica Evanghelia în sânul comunităților noastre încă este ca să predice bărbatul. Bărbații de obicei încep predicile lor cu ce ar trebui să facă femeile prima dată. Surorile sunt foarte deranjate de aspectul ăsta. Și spun, din cauza faptului că iau dreptul să se ridice la ambon, încep predicile cu ce ar trebui să facem noi și uită să predice după aia să facă ei. Dacă am fi noi cele care predicăm, știm cu cine trebuie să începem. Cu principalii vinovați, cu bărbații ar trebui. Și în contradicția aceasta, stai și te gândești, dacă ar fi să votăm, frații mei, atât la numărul de membri ai bisericilor noastre, sunt mai multe surori decât frați. Ar câștiga la vot. La nivel mondial, din nou, sunt mai multe femei ca bărbați ar câștiga din nou la vot. Marea problemă este că n-are importanță ce părere au bărbații și femeile. N-are importanță ce votăm sau nu. Are importanță că lumea asta e femeie și trecătoare care se va duce. Există ceva ce ni s-a dat etern, veșnic și viu. Pământul și cerul va trece. Dar cuvântul rămâne. Oare cuvântul cu cine încerc? Asta e mare problemă. Nu cu cine am eu chef. Nu cu cine crezi tu. Nu cu ce părere avem noi când ne-am unit într-o grupare și credem cam așa. Totdeauna noi trebuie să revenim la cuvânt.
Totdeauna trebuie să avem argument biblic. În Noul Testament există trei texte consacrate pentru căsătorie. În toate aceste trei texte, cu cine credeți că începe apostolii pe care noi îi respectăm ca inspirați de Duhul Sfânt? Permiteți-mi să vă citesc, frații mei, ca să putem începe și astăzi cu ceea ce trebuie din pasajele biblice și din Cuvântul Domnului. Primul text biblic consacrat pentru căsătorie este cel din Efeseni, capitolul 5, unde Scriptura spune versetul 22. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Ca Domnului. Versetul 25 spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Cu cine începe? Spuneți rol. Apoi, al doilea text consacrat biblic pentru lucrul acesta este Coloseni, capitolul 3, cu versetul 18. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Următorul verset, respectiv 19, spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Al treilea text consacrat biblic pentru căsătorie este cel din Epistola Apostolului Petru, respectiv 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 1, Biblia spune, tot astfel nevestelor fiți supuse bărbaților voștri. Și acum Petru ne mai dă un lucru care ne dă un atu în domeniul acesta. Abia la versetul 7, Petru vine și spune pe următor, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru. Ați auzit vreo predică despre rândul ăsta? La rândul vostru. V-am prezentat ce spune Biblia. Părerea ta poate să rămână. Eu am învățat că indiferent de ce cred eu și ce îmi cășunează mie mintea, trebuie până la urmă să mă supun cuvântul Evangheliei. Amen. Amen. Asta e Biblia. Asta e Biblia pe care o avem și pe care trebuie să o respectăm. Pe baza ceea ce v-am prezentat, am tot dreptul să încep predica mea care ar trebui să fie atitudinea unei soții în cadrul familiei ca binecuvântarea Domnului din ceea ce privește datoriile ei să fie păstrată și înmulțită. Prima atitudine pe care trebuie să o aibă o soție este să se teamă de Domnul. Este foarte important lucrul acesta. Găsim lucrul acesta, acoperirea acestui pasaj biblic și acestei învățături exact în pasajul biblic pe care l-am prezentat din Proverbe, capitolul 31, versetul 30, partea a doua. Dezmerdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Amin. Primul lucru pe care o soție trebuie să aibă grijă în cadrul căsniciei în care a așezat-o Dumnezeu, vis-a-vis de bărbatul ei, este să se teamă de Domnul. De foarte multe ori, bărbatul pe care îl ai face greșeli. Este om. Și orice om din lumea aceasta, inclusiv stimatele noastre surori, au defecte. Avem foarte multe calități, dar din nefericire avem și defecte. Bărbatul în familie face anumite greșeli. Anumite greșeli intenționate sau neintenționate. Ajunge la un moment dat să nu mai merite, din punctul de vedere al soției, să fie iubit, să fie respectat. Foarte multe din soții, văzând modul în care ei se comportă, sau el se comportă, obișnuindu-se cu el, la un moment dat cred că pot călca peste autoritatea lui. Cred că pot merge mai departe. Cred că pot lua prin planul. Cred că la un moment dat este vremea ca ea să spună ceea ce trebuie. De aceea există un proverb rusesc, și rușa au lucruri bune, care spune în felul următor, toate fetele sunt bune, de unde te nevestele are? La un moment dat, se preia controlul. Atunci când băiatul vorbește cu fata, ea e ascultătoare, ea e supusă, ea e respectoasă, ea nu mai încetează să-l laude, să-l aprecieze. După care, la un moment dat, în căsnicie apare ceva. Și dintr-o dată, acea fată ascultătoare, devenită soție, dintr-o dată începe să spună, a meu, nu-i puternic, nu le are, nu-ți pricepe, e căios. Și numai atâta, se concurează, se adună multe surori, multe biserici, se adună împreună și nu o să vorbească psalm, cântări de laudă, cântări domnicești, sau să spună, hai să facem rugăciune ca soții noștri să fie preoți în casă. Încep.
nu se pricepe, atunci se pricepe, nu, nici amerele, și ce vreo concurență de asta din vânzare de marfă ieftină? Nu spun că nu e adevărat ceea ce spun el. Nu spun că n-ar avea motiv să se plângă. Nu spun asta. Dar unde duce asta? Unde duce lucrul ăsta? Femeia care își păstrează binecuvântarea nu se uită la câtă iubire merită soțul. La câtă supunere merită el. Nu se uită la cât iubește el. Și la cât știe să schimbe o priză sau nu. Și la cât de bun șofer este sau nu. Ci, în primul rând, o femeie credincioasă se raportează la Dumnezeu și se teme de El. Amin. Ea nu treacă niciodată, Doamne, să mai merită să mă supun eu la bărbatul ăsta, chiar treacă, Doamne, cu ce dorești cu din mă teme. Eu vreau să știu părerea ta, părerea avocaților, a procurorilor, a judecătorilor, a unor păstori, știm. Pe mine mă interesează părerea ta. Hai să vezi că părerea Domnului e altă. Hai să vezi că părerea Domnului nu e ceea ce trendul lumii duce într-acolo. Am avut în biserică o soră care era căsătorită cu un bărbat. N-am întâlnit și frații din biserică îmi spun că n-am întâlnit un om mai rău ca ăla. Dar nu așa, răutate, era ceva ce plăcea. Și soția lui era credincioasă. O bătea cu piciul. Când nu asculta de ceva, o suia vara, la 30 de grade afară, cuptor, făcea focul și o ținea acolo, spunea la foc. Pe el și fata care au avut-o. Bineînțeles că s-au auzit mulți frați din biserică, mulți frați la un moment dat, spuneau la sora asta, soră, dar cum mai poți să stai lângă omul ăsta? Cum mai poți? Și sora asta spunea, eu stau lângă el ca într-o zi Dumnezeu să-l mântuiască. Dar te bate, îți umpli dentitele, te chinuiește, te urci în copac, pentru că ai cules niște cireșe și te ține în copac întreaga zi în soare acolo, nici apă nu-ți dă. Nu-ți dai seama ce vrea de omul ăsta. Eu stau ca Dumnezeu să-l salveze și să-l mântuiască. Era dus la spital, vinea înapoi, toți o îndemnau. Lasă-l măi, părăsește. Nu, stau, am un legământ făcut înaintea Domnului și stau ca Dumnezeu să-l mântuiască. Ultima dată când a trecut de la spital acasă, femeia aceasta, acum în vârstă, a trecut pe la mine de acasă, am făcut o rugăciune și a spus, cum stați, soră? Frate, Dumnezeu încă nu mi-a ascultat rugăciune. Însă toate astea le-am răbdat, nu s-o meritat soțul meu. Nu, n-am meritat, toată satul știe cine. Toată lumea știe ce mi-a făcut. Aștept ca într-o zi Dumnezeu să atingă de el. Așa a murit femeia aceasta. La slujba de mormântare, mi-aduc și acum aminte, plângea un nepot de-a ei. El era, soțul era acolo. Și nepotul, cuprins de amintiri cu bunica, a început să plângă, la care soțul ei îi spune, taci, măi, din gură, ce ți-a venit acum să plângi? Era nevasta mai. N-avea nicio treabă în Dumnezeu. Frații, după ce a avut locul mormântarea la femeia aceasta, omul ăsta a început să vină la adunare. Aș vrea să vă spun că la un moment dat s-a ridicat în adunare și a spus, foarte bun, am trăit cu o sfântă. Am trăit cu o sfântă, m-am purtat ca un idiot, m-am purtat ca un om fără mine. Vreau să primesc botezul. L-am amânat de la botez. N-avem certitudinea că omul ăsta se poate pocăi. N-avem certitudinea că omul ăsta se poate întoarce la Domnul. S-a pocăit, frații mei. Dar o schimbare pe care o văzut-o toată lumea și la 84 de ani. La 84 de ani. Nu numai că după ce a fost botezat în cadrul bisericii, a făcut stăruință pentru Duhul Sfânt. El vine la stăruință. Nu l-am oprit nimeni. În timp și toți frații la stăruință, pe ceilalți tineri, îi ajutau să mărturisească. De el nu ne apropiam nimeni dintre noi. Nimeni. Noi știam că ăsta nu merită. După părerea noastră, știam că nu merită. Toți ceilalți, tineri, spuneau tineri, te rupți în rugăciune, tu mai ai ceva de mărturisit. Erau frați slujitori cu darul, care aveau revelații din partea lor. De el nu s-a apropiat nimeni. Am chemat niște frați care mi-a ajutat în lucrarea asta, veniți din altă biserică, tot cu darul, ăștia nu știau cine e asta. S-a dus la bătrânul și a spus, trebuie să te mărturisești, trebuie să stai. Bătrânul, eu nu știu, ascultă, să o mărturisești, dar când a venit înapoi, mirarea noastră și totodată undeva. Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, slăviță fie Domnul. Acum am spus, atâta nu mai trebuie să imediat Dumnezeu și un dar. Atâta nu mai trebuie să ne poate din râs pe ăștia care sunt de atâta vreme în pocăință. Dar știți, cine a plătit prețul pentru bărbatul ăsta? O femeie care s-a temut de Domnul. Eu de-aia vă prezint lucrurile astea.
Eu văd astăzi o ușurătate așa, că soțul sforie, că consumă pasta de dinți și strânge tot tubul, că și motive serioase pentru o casă de despărțire, pentru prima dată separare, să ne separăm. Nu divorțăm, ne separăm. Nu mai pot suporta, dar de ce oare? Pentru că nu-i problemă că el sforie, nu-i problemă că el e îmbătrânit, nu-i problemă, problemă că nu ne mai temem de Domnul. Femeia care păstrează binecuvântarea este o femeie care se teme de Domnul și spune versetul 12, ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții tale, sale. Aș vrea să vă spun cel mai mare rău ce poate face nevastă. Toți ceilalți sunt tentative de a-ți face rău, dar o nevastă, într-adevăr, îți poate face rău. Și cel mai mare bine pe care îl poate face o soție soțul ei, știți care e? Să-i fie supus. Există surori în zilele noastre de astăzi pe care le aud spunând, eu îi fac mâncare cum îi place lui, eu îi caut hainele la dungă, eu îi spăl toată lejeria, eu mă ocup de el, eu mă ocup de casă, eu știu ce mai vrea bărbatul ăsta meu? Numai atitudinea cu care vorbește arată o revoltă, arată faptul că nu-ți place locul acela. Aș vrea să vă spun că bărbații, dincolo de mâncare, dincolo de haine călcate, dincolo de orice alt lucru s-ar face, doresc extraordinar de mult să fie respectați, să fie priviți cu respect. Sara îi spunea lui Avram, spune Biblia, și este dat Domnul, și vreau să mă reamintesc că Avram nu era perfect, Avram a făcut niște gafe vis-a-vis de Sara, când s-a dat fratele ei și când știa ce o așteaptă lui Sara, a făcut niște gafe grozate. Dar să nu împiedicat-o pe Sara să-l numească pe Avram Domnului. Stimate surori, ca binecuvântarea să fie păstrată în familie, v-aș ruga tare mult, nu vă raportați la cât merită soțul dumneavoastră, cu toate că aveți ispita asta. Nu vă raportați la modul în care se comportă el, cu toate că aveți ispita asta. Raportați-vă, în primul rând, la Domnul care este deasupra lui și temeți-vă de Domnul, Doamne ajută-l! Faceți-i bine respectându-l și v-am dat exemplul acestor exemplu extrem pe care personal îl cunosc. Ca prin ascultarea unei femei față de un soț nepocăit și rău, nu am găsit soluția evitării, separării, divorțului pe care toți cei care cunoșteau cazul o considerau legitimă. Și ea s-a gândit mai presus de orice la mântuirea sufletului lui, pentru că s-a temut de Dumnezeu. Al doilea aspect pe care o femeie credincioasă își păstrează binecuvântarea pentru că atârnă de ea, este să fie o femeie harnică, să vegheze la ceea ce se întâmplă în casa ei. Spune versetul 27. Ea vechează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Trăim astăzi o vreme când femeia apreciată a lumii noastre este femeia păpușă. Femeia care se aranjează foarte bine, care din toate punctele de vedere se asortează conform starurilor și fotomodelilor lumii acesteia. Ce rămâne în urma ei în casă? Educarea copiilor, cum e așa, nu e nicio problemă pentru ea, pentru că ea vrea la poză să iasă bine. Aș vrea să vă spun, Biblia ne învață să fim curați, să fim ordonați, Biblia ne învață atunci când ieșim în public să trăim într-un chip vrednic de Evanghelie, Doamne ajută! Dar de aici, până la cheltuirea banilor Domnului, sau Domnului buzunarul nostru, de aici până la grandomania pe care vrem să o arătăm prin mijloacele pe care le avem la îndemână de un frumusețare artificial este o grămadă de atum și marele nostru sponsor se uită la ce cheltuim noi bani. Se uită că altele și alții ca noi sunt în scaune corotive. Se uită că nu pot munci. Ție Dumnezeu ți-a dat un loc de muncă, ție Dumnezeu ți-a dat sănătate, ție Dumnezeu ți-a dat ca banii celor în scaune curotive, banii celor ce sunt slăbănoși și nouă, să fie buzunarul tău, nu să fie cheltuiți pe anumite concursuri de imagine. Și multe din astea au loc sub ochii Domnului în casa Domnului. Multe case de rugăciune au devenit doar o paradă a modei, în care anumite persoane, pentru că și-au cumpărat doar o fustă nouă, iese de 3-4 ore afară. Poate observă cineva. Poate observă cineva. Iubiții mei, lucrurile astea le văd. Pentru că eu circul prin foarte multe biserici.
Și tendința este să plecăm într-acolo. Oamenii care au viziune, poți ia biserica de așa ceva. Doamne ajută! Lasă biserica să fie un loc de rugăciune. Lasă biserica să fie un loc în care oamenii vin. Și nu uitați! Ne-am preferat câteodată, vedem în bisericile noastre surori atât de bine aranjate, prea bine aranjate, care vin și sunt o ispită pentru toți bărbații, ca să nu mai vorbesc de tine. Lumea aceasta a coborât toate standardele jos să se ajungă la acel păcat care distruge templul Duhului Sfânt, la care v-am vorbit și care spun clar, curvie. La curvie poți să ajungi și există o singură piedică, hainele. Ori cu cât le scurtezi, cu cât le faci transparent, cu atât ajungi mai repede la punctul acesta central al curviei. Ori societatea în care trăim, prin casele de modă, tocmai asta fac. Problema este că trăim într-o societate corupte, satanistă chiar, ocultă chiar. Marea problemă este că în casa Domnului vin tineri ispitiți, vin bărbați și femei, vin oameni care au fost proxeneți și vor să se pocăiască. Când să se pocăiască, are în fața lui cineva care îi ispitește cu îngăduința păstorilor, cu îngăduința slujitorilor. Și se întreabă atunci ce devine casa Domnului, că trebuie să fie o casă de rugăciune, nu de ispitire. Prin îngăduința decentă și frumoasă pe care trebuie să o aibă surorile noastre prea iubite. Și acum îmi aduc aminte cu oarecare umor, dar și cu durere de faptul că am fost invitat să predic la o slujbă de botez a unei biserici din vestul țării. Păstorul de acolo mi-era cunoscut și m-a invitat. M-a anunțat că printre cei ce se botează sunt oameni care au fost din lumea interlopă. Am văzut în sală invitați de-a lor, bărbați cu niște lanțuri groase, cât deși cu diavol, dacă veniți acolo cu prietenii lor, cu... așa cum arătau ei. Problema era că eu la un moment dat am văzut pe acei bărbați, că toți uită la cor, toți uită la cor. Cântați-mi, cântați-mi ei la cor. Recitat și recitat, dar ei la cor. M-am gândit, ce fac bărbații? De unde se uită ei? Când m-am uitat la cor, pe primul rând era așezată surioarele noastre cu o rochiță foarte scurtuță și numai atâta, picior cu picior cu picior, ținea așa și numai imediat, așa, imediat. Am zis, poate prieten, dar cum au pus oamenii de ordine chiar în frunte acolo? Cum au pus-o chiar acolo? Când s-o ridica acolo, s-o ridica și ea. Gata, am trecut, am terminat cu prietenul. Prietenul pot cânta în cor. La un moment dat, supărat de lucrul ăsta, mi-am dat seama că încep eu să predic. Și cu cât schimba aia picioarele unul peste celălalt, cu atât trebuie să nu-s atenți la mine, degeaba le vorbesc eu. Toată slujba aia e terminată de o fată pe care, cu permisiunea păstorului de acolo, m-am întors la păstor și am zis, băi, omule, cum poți să-ți permiți să strici toată munca asta voastră? Toată munca asta. Că ați muncit să aduceți, ați făcut catecheză, ați organizat tot aici, s-o strici cu o persoană pe care o îngăduie. Dar ce-i cinic, mă întreabă el, deci cu tortul ăsta mea. Păi uite la cor, acolo cineva care tot... Uite cum e îmbrăcată, uite de acolo. Păstor să fii și tot timpul mai mult și tu într-o pare. Ce caut asta aici? Care e situația aici? Unde vezi toată? Păi uite în cor la partea asta, uite în partea aceea. Că m-am uitat, nu se uite bărbații ăștia și văd că și când în cor. Lasă-mă uite. Se uite el la un moment dat, aștept să răspunsul lui. Mă gândește, vine, Virgilie, ce? Nu te mai uita în cor. El cu mine rezolva problema. Frații mei, vă spun lucrurile astea, pentru că tendința este într-acolo. Tendința este într-acolo. Strică multe slujbe, numai din dorința de a ieși în evidență. Și acum vreau să vă spun, nu-i vinovat fata mea că vine așa. E vinovat cei care trebuie să conducă, să vadă lucrurile astea. Eu în adunare la noi am rezolvat problema foarte simplu, pentru că știu cine vine la adunare. Știu cât îți de ispitiți tinerii. Știu cât îți ispitiți bărbați în societatea de asta. Știu că vin din sat, din comuna noastră, vin oameni care sunt loviți de Duhul de preacurvie, care toată viața lor, care au venit puțin mai modern, așa. M-am pus la ea și am spus în timpul rugăciunii, te rog frumos, să fii corespunzător la biserică, pentru că asta e o casă de rugăciune. La un moment dat mi-a spus, dar ce să mă rog, spun eu ca păstor, toată ziua rog să mă rog, să mă rog, să mă rog la copilul, nu știu care, nu știu care. Am vorbit cu oameni de ordine. Dacă mai apare cineva, rămâne la urmă la comitet. Dacă nu observ ei, observ eu. Îi spui la sora cu tare, să rămână la comitet. Noi suntem în comitet 15. La sfârșitul fiecare slujbe, toți ne punem jos și sora a rămas, rămâne. Sora știți de ce te-am oprit? Să știți că materialul s-a tras, s-a putea. Noi bine, interesează ce ți-o vrea ție materialul. Chiar știu că interesează asta. Noi vreau să spunem că cu materialul ăsta furat, strâmb, cum o vreau, e bine atunare. Și mare problemă că noi am zis, dai să ne închinăm, nu să te admirăm pe dumneavoastră. Te rog frumos să
mai vină niciodată. Aș vrea să vă spun, cine mai are tendință, nu mai vine. Nu mai vine. De ce? Pentru că biserica e chemată să fie biserica. Dacă nu vechem, se va transforma cu totul altceva. Sunt păstor la momentul actual. Bun păstor. Care am crezut că dacă mai las așa, să se mai așeze lucrurile, să mai putea să fie bine. Eram la amvonul unui păstor a unei biserici mari din țară. Și la un moment dat, cineva scrie un bilet la păstor. Și scrie pe biletul ăla, frate păstor, nu vedeți ce surori sunt în față, și de colteuri, și fuste scurte ai, și au, și toți bărbații din biserică nu s-a atenți la cuvânt. El îmi dă mie biletul și-o frate, mi-a zis, aici cred sigur scrie o soare geloasă. Și după aceea ce spune ea, vreau să spun, nu surori, astea sunt prieteni, prieteni din casa Domnului. Și eu am spus, frate păstor, cu tot respectul pentru dumneata, aș vrea să spun un lucru, și anume, o fi astea prieteni, o fi prieteni. Dar știți că prietenii astea cu săptămână urmă au fost în biserica ortodoxă de care aparține? Da, știu. Știți cum au fost îmbrăcate? Știu. Cum? Cuvincioasă. De ce aici vine de altfel? De ce aici vine altfel? Pentru că știu că li se permite. N-au tăria slujitorii să spună ceea ce trebuie. Știți de asta, fratele mei? Știu că lasă tăcere lucrul ăsta. Dar vreau să vă provoc, pentru că dacă nu vegheați, dacă nu vecheați, copiii voștri o să plătească prețul. Vă aș ruga, stimate surori, și în domeniul ăsta, să avem cheamă de Domnul. Spune-mă frază. Am sesizat aspectul ăsta. Al doilea aspect este că femeia pe care v-am prezentat-o din pasajul acesta biblic este o femeie care veghează asupra ceea ce se întâmplă în casa ei. Nu este femeia făpușă neapărat, cea mai grozavă. Și este femeia care în casa ei, în domeniul ei, vechează ca toate lucrurile să fie și să rămână în rânduială și mai presus de orice. Uitați-vă ce copii bine crescuți are. Versetul 28 spune, fiii ei se scoală și îl numesc cum? Fericită. V-ați învățat odată copiii să vorbească frumos și să aprecieze? Pentru că ăsta-i timp petrecut cu ei. Suntem datori să ne educăm copiii într-un spirit creștin. Cum vă vorbeam la prima noastră întâlnire, suntem datori atâta vreme cât îi avem în mâna noastră să le punem cuvântul Evangheliei. Eu știu că și euro sunt importanți. Eu știu că și cariera e importantă. Eu știu că și hainele sunt importante la vremea lor. Dar cel mai important bun pe care ne-l-a dat Domnul sunt copiii noștri. Și avem o perioadă scurtă după care iau oamenii atei ai lumii acestea. Oamenii destrăbălați al lumii acestea, că nu poți să știi peste ce profesor și educator dai. Nu știi. Se vor duce acolo. Le-ai pus primele pietre de hotar în viața lor? Sau ai fost prea ocupată ca să câștigi bine? Ai fost prea ocupată ca să arăți bine? Și n-ai avut timp de proprii tăi copii? E spus că e suficient cei educatori de la școala duminicală. E suficient și să predică în biserică. V-aș ruga tare mult, stimate mame, puneți primele pietre de hotar, că lucrul acesta va fi definitoriu pentru viața lor. Doamne ajută! Ce copii aleși și deosebit și-a crescut această femeie. Mă uit la Eunicie, mă uit la Lois, la bunica și la mama acestui tânăr Timotei. Nu știm exact ce avea primit Timotei ca moștenire. Dar cert, Biblia ne spune, credința care s-a șălășuit în primul rând în bunica ta, apoi în mama ta și apoi în tine. A avut timp și femeia aceasta i-a transmis credința, i-a pus-o în inimă. Și tânărul Timotei din stat a fost avantajat față de alții care abar n-aveau de credință, a fost avantajat că de la mama și de la tata, în mod special de la mama, că tatăl era evreu, grec, a primit credința și a adus un bun colaborator și un om de bază al bisericii, pentru că mama sa l-a pregătit din timp. V-aș ruga, stimate mame și stimate surori, care sunteți în familie în care v-a așezat Dumnezeu, ocupați-vă de ceea ce se întâmplă sub ochii voștri. Aveți grijă să fie ordine, disciplină. Aveți grijă ca familia voastră, cuvântul lui Dumnezeu, să aibă loc pe primul plan.
Aveți grijă, vegheați asupra ceea ce se întâmplă acolo. Eu vorbesc din textul acesta biblic. Nu întâmplător Biblia se adresează femeie, că femeia înțeleaptă își zidește casa, iar cealaltă o dărâmă cu propriile ei mâini. Dar o putea spune noi, dar bărbatul ce face? Știți că de femeia atârnă toate lucrurile acestea? Am întâlnit băieți și o să vorbesc la momentul potrivit și de bărbați. Am întâlnit care se învață foarte mult cu uța așa. Eu așa vin din ce pui dincolo, frate, mergi la adunare, nu știu dacă merg, cred că mă doare capul când e vorba de adunare. Cred că, dar nevastă nu a fost așa. Nevastă a spus, măi, e adunare, când avem copii, noi trebuie să mergem la adunare. Îl vedem cu Dumnezeu supărat că în sfârșit o duc cineva la adunare. Frații mei, v-aș ruga tare mult. Vin la rândul vostru, acum mă abțin. Cu greu mă abțin, dar mă abțin. V-aș ruga tare mult, vecheați la domeniul acesta. Soția este datoare să vecheze la aspectul ăsta. Când eu m-am căsătorit, am cerut de la Domnul, conform planului său, să-mi dăruiască pe cea pe care mi-o rânduit-o să fie soție și ajutor. La vremea aceea eram membru comitet, dirijor de cor și predicator, la vremea aceea. La momentul acela. Când am întâlnit-o pe soția mea, am aflat că ea la 22 de ani, fiind dintr-o familie de 14 copii, i-a spus Domnul următorul lucru, Doamne, văzând cât e de greu în familie creștine, văzând cât e de greu să-i duci copiii, văzând ce situație, eu nu vreau să mă căsătoresc. Singurul lucru pe care îl accept ca ofertă pe care mi-o dai tu, este să mă ajut să mă căsătoresc cu un slujitor al tău, ca să-l ajut să crească și să slujească cu Evanghelia, fără să-i pun de piedică. Și m-a dus Dumnezeu pe mine, în prezența ei, ca să pot sluji. Sincer să vă spun, ca și păstor de atâția ani de zile, am avut situații și situații. Situații când te duci la biserică cu plăcere, situații când ai vrea să mai stai și pe acasă. Situații când, efectiv, n-ai vrea să te duci acolo. Marea mea problemă care am avut-o dintotdeauna este că eu mă gândeam dacă să mă duc sau nu, dar hainele mi erau pregătite și nevasta spunea, mergeam la biserică. Mergeam la biserică. Aș vrea să vă spun, și atunci când eu aveam anumite conflicte, anumite stări, de descurajare. Hainele erau pregătite și soția mea spunea, noi am jurat credință Domnului. Noi mergem să slujim cu El, nu pe oameni. Nu pe oameni care au ceva împotrivă, de sucit și așa mai departe. Noi se vor fi nici în lumea. Noi mergem să slujim pe Domnul. Și când nu-mi plăcea, mă îmbrăcam hainele pregătite. Mi-aș fi așteptat să găsesc o soție care spune, ceartă, hai să mă stăm acasă. Mai citim o carte, facem o rugăciune acasă, mai ascultăm o prietică, mai rugăm, dar chiar ne luăm. Nu! Femeia își ridică familia. Doamne ajută! E foarte important lucrul ăsta. Mai ales în vremea noastră de astăzi. Văd surori care când îi văd pe soții lor că stau acasă, când o supărat careva nu a avut o privire disprețuitoare, îi spun, chiar să stăm acasă. Dar copiii tăi ceva? Stau și ei acasă. V-am întâlnit părinți care stau acasă prea obosit, au muncit pe doi, plecați voi la adunare. Și copiii vin la adunare așa, vin după ce se duc. Vin la adunare, și la un moment dat, când fac vârsta maturii, spune tatăl meu, tot primit la adunare, mi-a dat dormea acasă, că eu din ei, când vineam acasă, mă uitam la un film, la nu știu ce, ei, acum, dăm voie, eu sunt matur, mă duc și mă uit și eu la film, că am învățat la metan, mai nu merg la adunare. Și fratele vine și trimite biletă, fac, fraților, rugați-vă pentru copilul meu să primească mântuirea. Dar ce ai făcut când ai avut de mâine, măi? Ce ai făcut când era de acolo de zi și pasului? Acum când e de-a lungul patru și poate n-o subsoară și face o tură cu tine împrejurul casei, ce zi mi-ai face? Dacă l-ai avut la îndemână, ce model ai fost pentru el? Iar am trecut la bătoați din nevenie. Frații mei, stimate surori, stimate surori, al doilea aspect care ține binecuvântarea în familie este că soția credincioasă vechează asupra ceea ce se întâmplă în casa ei, vechează asupra copiilor, vechează asupra pregătirilor de adunare, vechează ca să nu fie o piedică față de soțul ei care slujește cu cântarea, care slujește în biserică cu ceva. E la îndemână, chiar e interesată să fie. Am întâlnit surori care spuneau, eu m-am căsătorit cu soțul meu, dar i-am spus în audit comitet, să n-au de misiune, să stea lângă mine. Cât crezi că pot ține lângă tine? Bărbatul are nevoie de anturaj, vom vorbi. Are nevoie de un loc unde să se simtă împlinit și binevenit. Cât crezi că pot ține lângă tine? Dacă nu-i la cor, dacă nu-i la fanfară, dacă nu-i la comitet, dacă nu-i la stăruință, va fi la pescuit, va fi undeva urmărit un meci.
va veni acolo milostiv, dar vine nealcoolic, dar va veni de undeva. Unde îl vrei să-l ai? V-aș ruga tare mult, lăsați-l să slujească Domnului. Altă siguranță ai când bărbatul tău vine la ora 12, îți spune că o stat la comitet, că o dori să împace o familie, numai nu se împacă. Și-l vezi că după ce au venit, spune la casă cu patrului și începe să-l roage, Doamne, dă-ne înțelepciune. Nu știm cum să procedăm, dar dă-ne înțelepciune. Ai siguranța, ăsta-i tatăl copiilor tăi și este bărbatul tău, este preot în casă. Dar nu sunt cele mai bune condiții. Nu sunt cele mai bune, dar ai siguranță. De când bărbatul tău vine și spune, am fost cu niște prieteni, cu niște serveri, colegi de serviciu, am fost la biserică, nu prea vrei să mergem, la comitet nu mă leș, la cotare, dar am fost cu niște prieteni, ne-am distrat, a fost foarte fain de acolo, a fost soțiile lor, a fost o atmosferă. Dar cum, dar cum? L-ai dus în direcția. De-aia v-aș provoca tare în mână. Fiți siguri că soții voștri sunt implicați în lucrare. Doamne ajută! Fiți siguri de lucrul ăsta. Încurajați-i! Eu știu că vreți, vă voi vorbi mulți cu ei, să fie alături, dar încurajați-i să facă ceva pentru Domnul, pentru ca să vă dă siguranță familiilor voastre, mai ales că sunt atât de urmărite și de expuse. Ultimul lucru pe care vreau să-l vorbesc în dreptul surorilor, probabil dumneavoastră spuneți, gata, termină, frate, mai vorbește și fratul că abia așteaptă. Cuvântul Domnului spune că ea deschide gura cu înțelepciune, adică ea știe să vorbească. Se spune și dumneavoastră cunoașteți lucrul ăsta, eu nu vă mai repet, femeile create de Dumnezeu să vorbească mai mult ca bărbatul. Câteodată dublu. Prin conjunctura situației, ea nu prea are cu cine împărtăși vorbele, discuțiile și așa mai departe. Nu prea are cu cine împărtăși. De cauza aceasta este totdeauna sub presiunea aceasta de a vorbi, de a comunica, de a discuta cu cineva. Totdeauna este. Bărbații, prin natura lor, fiind mai mult plecați unii dintre ei, fiind mai taciturni unii dintre ei și majoritatea dintre ei, sunt acele persoane care nu sunt dispuse totdeauna de vorbă. Psihologii recunosc că bărbatul are un anumit buton roșu care îl blochează, efectiv. Este acea stare numită de psihologie intrarea la burnout. Mai ales când bărbatul are de rezolvat ceva anume sau dacă cineva l-a supărat și el îi rănit în orgolul lui, la moment, el stă și se gândește ce ar trebui să facă. Să se răzbune, să discute cu omul ăla, să roage pentru el, să ce? Și în momentul ăla vine soția lui și îi spune, dragă, ce faci astăzi? Și el spune, mă gândesc la ceva profund. Da, dar nu vrei să discutăm amândoi, vreau să-ți povestesc din copii. E, nu vreau să aud pe nimeni acum. Vreau să mă gândesc la problema mea. Da, dar să vedea lucruri discutat, că tu stai acolo, așa. Ea se apropie încetul cu încetul cu butonul roșu. Problema este că la un moment dat, el spune, dar te rog frumos să mă înțelegi, eu acum nu pot vorbi, mă gândesc la ceva lucru. Îți voi spune, la momentul potrivit, dar acum sunt conectat la lucrul ăsta. Nu mă mai înveți, nu-i așa? Asta înseamnă pus de butonul roșu, după care bărbatul intră în stare de muțenie, aproape completă. Nu-l scoți nici cu canja din bărloc. El stă acolo până își rezolvă, până crede el că se rezolvă problema. De la gura bărlocului soției îi spui, ce s-a întâmplat, dragă? Tu chiar că ai anumite probleme, ai psihici probleme, ce probleme astea? Asta și tu vorbim, el prelungește sederea bărloc. Câteodată m-am interesat în biserică și la alți colegi păstori dacă au starea asta. Am descoperit că aproape toți bărbații, foarte multe soții, nu înțeleg de starea asta de burloc. Nu înțeleg faptul că câteodată bărbații se izolează. Ele sunt create să comunice. Și primul lucru care dă dovadă de înțelepciune o femeie este că știe să tacă de întrebări. Ceea ce e foarte greu, dar realizabil. Ceea ce e foarte greu, dar realizabil. Știe să tacă când trebuie. Am întâlnit bărbați care vin de la serviciu și șeful lor le-a spus următoarele cuvinte, ceea ce aproape la toți bărbații prinde. Băi, chestia asta, lucrarea asta, i-am dat la mai mulți să o facă, dar nu reușesc. Nu se discurcă niciodată. Cred că tu ești capabil să rezolvi problema asta. Atât trebuie la vârstă. Atât. Din momentul ăla, toată mintea lui, toată angrenajul lui funcționează, cum se demonstrează la șeful, că se poate rezolva în câmpini și cu costul cât mai ușor. Ce de acum lucrează, că se duce acasă, soția e trezit pe sopa, e limpie automat. Nu? Atunci, rezolvă. Cum e așa? Soția întreabă, ăla mic o tras cu
mingea aceea, știți, mingea aia cu culini în roșii, o tras în sus și o format în geam. Cum îl schimbăm? El, pe automat, pe dragă, discutăm de altă dată. Mergem la geamciu, rezolvăm problema. Stai să-ți mai spun, un colega mea și-a spus că au găsit niște material de la care nu se șiponează la ofertă. Ce zici, îl luăm, el spune, tu și ia ce vrei, nu-i nicio problemă. Din punctul de vedere, el e pe automat în discuția asta. Câteodată soția nu înțelege aspectul ăsta și începe să-i spune, dragă, te rog să mă lești. Te rog, eu am ceva de discutat. Am întâlnit soții care au început lucrări. Și care au venit la soție, văd că ești preocupat de problemă, nu știu ce vezi de problemă. Dacă te pot ajuta, spune, dacă nu, servește masa și când putem să vorbim, stăm de vorbă. Soții vă sunt profund recunoscători de sensul ăsta. Știți că trece o zi, două, după care îi rezolva problema, după care trezești seara, vrei să te curs la ora 10 și el vine și începe acolo să știi, am avut zilele o problemă, mi-a propus șeful următorul lucru. A fost ăla, nu a realizat, am venit eu. Știți, mă gândesc, când tu îmi pune întrebări, eu mă gândeam la lucrul ăla, știi că mi-a dat Dumnezeu înțelepciune. Și dacă soțul tău are chef de vorbă, te rog stai până la 3 dimineața, că atunci îl prind. Dar după aceea n-ai semnat tot timpul. N-ai semnat tot timpul. Dacă nu pricep lucrul ăsta, o să ai conflict în familie de numai. Pentru că vrei ca el să vorbească când vrei tu. Eu acum sunt liber, tu trebuie să vorbești cu ei. El e trebuie automat. Când întreb ce-o spus? Nu, mergem înainte. Pentru că suntem diferiți. O femeie înțeleaptă pricepe lucrurile astea. Le înțelege. Biserica explică. Unde? Explică. Dar explică aspectele astea. Și femeia înțelege. Suntem diferiți. Gândim diferit. Unii gândesc cu emisfera dreaptă, preponderal, ceilalți cu emisfera stângă, în principal. Și suntem diferiți în aspectul acesta. Femeia înțeleaptă știe când să tacă, iar când vorbește, știe ce să vorbească. Știe ce să vorbească. N-ai voie niciodată să-ți umilești soțul în fața copiilor, în public. N-ai voie niciodată. Eram odată la o discuție cu mai mulți ingineri, cu mai mulți oameni și se propuneau, erau de o construcție destul de dificilă și trebuia făcută între anumiți parametri. S-a ridicat un inginer care toată viața a lucrat în construcție și a spus, eu văd că aici ar trebui să fie cam așa. S-a ridicat un meșter. Vă răspund la experiența care o am eu aici, s-ar putea face așa, cum zice domnul inginer, dar nu totalitate, dar trebuie așa. După ce mai mulți au spus părerea, s-a ridicat un alt, care era priceput în domeniu, sunt oameni buni. Cel mai simplu și mai economic și mai fiabil este dacă facem așa, așa și așa. Toată lumea o știu din momentul ăla și inginerul și maestrul și toți aia că ăsta are dreptate. După care s-a ridicat nevastă mea, nevastă s-a așa zis, dacă vă mai luați după capul ăla meu și știu nebunul. Și tot s-a terminat. Și tot s-a terminat. În momentul respectiv. Toată lumea avea respect, numai n-avea ce-i trebuie respect. Ați întâlnit în biserică persoane care fac așa? Și fac în fața copiilor lor. Și tata vine și spune, nu, de acum înainte va fi așa. Și mama le spune, nu vă luați de tata. Ia nu știi ce vorbește. Lasă că regleze pe acum. Și lucrurile astea se transmise la copii. Și copiii aud lucrurile astea. De ce? Pentru că ea nu vorbește cu înțelepciune. Aș vrea să vă spun, stimații mei, că David a fost un om care avea ceva soții. Deci nu era fărcău care era îndrăgostit de o fată, o văzut-o și nu mai putea de dor după ea. Omul se era căsătorit, avea soții, cum era la vremea aceea, se permitea poligamia, avea soții și într-o zi se întâlnește cu o femeie. De ce? Pentru că el o crotise pe Nabal. Era ca un scut acolo cu cei 400 de oameni ai săi război, și un comando, era acolo. Când hoții vreau să atace turmele în Nabal, era acolo David din întâmplare, care nu lăsa să se întâmple lucrul ăsta. Au fost protejați. Și află David că e o zi de bucurie pentru Nabal. Află că ștunde oile, care profit. Și acum trimite el niște slujitori și spune, știi că de atâta timp te-am stat ca un zid, te-am păzit de oameni grei, de găști, de cutare. Te-o frumos în ziua asta când tu ai. Trimite și ceva la robul tău. Știi că suntem 400 de oameni aici. Și am avea nevoie. Nabal, știi ce-o spus? Dar ține-i David, măi, să împart eu cu el profetul lui. Sunt o grămadă de amor, fugiți la stăpânul lor. Păi David și el acum prefer așa ceva? Trimis-o venit înapoi la David. Și David a spus, să mă benefiască Dumnezeu dacă până mâine dimineață rămâne cineva de parte vărbătească în casa lui Nabal.
Cineva a mers repede și a spus la nevastă lui Laval, la Abigail, care era o femeie înțeleagă. La Abigail iese în fața la 400 de oameni cu sările aproape scoase din teacă într-o măcelărire. Și femeia aceasta, cu toate că știa cine-i bărbatul, cu toate că știa ce-a făcut bărbatul, atenție, stimate surori, se apropie, se spune Scriptura 1 Samuel, capitolul 25, cu versetul 23. Când a zărit Abigail pe David, s-a jat jos de repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Și următorul verset spune, apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis, eu sunt de bine, Domnul meu, îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale. Atenție, ce știa toți ăia știau cine era la rău. Ce era dacă Abigail spunea, la bani, soțul meu, să-ți spun eu cine, să-ți spun eu ce trag cu el, să-ți spun eu de pământ, nu, îngăduie să-ți spun la... Pentru că asta înseamnă înțelepciune. Pentru că asta înseamnă înțelepciune. După care femeia aceasta folosește niște cuvinte și spune în versetul 28, iartă-te, rog, vina roabei tale, căci Domnul va face Domnul meu o casă trainică. Iartă, căci Domnul meu poartă războaiele Domnului și niciodată nu va fi răutat în tine. Dacă se va ridica cineva care să te urmărească și să vrea să-ți ia viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănâncul celor vii la Domnul Dumnezeul tău. Când va face Domnul meu tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici un străin de cuget și nici nu va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur și că va face Domnul bine Domnului meu. Adu-ți aminte de roaba ta. Și atenție acum, un război. Unul care era obișnuit să ucidă. Unul care era obișnuit să lupte. 400 de oameni și în fața lor o simplă femeie. Înțeleagă. Și spune Scriptura că David spune așa, David a zis Abigail, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul Israel, care te-a trimis astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu, căci m-ai oprit în ziua de astăzi să vărs sânge și mi-ai oprit mâna. Cu ce? Cu înțelepciune. Cât e frumos să știi să vorbești soțului tău. Să te apropii de el și să spui, nu este nimic ca tine. Ești grozat. Așa sunt de bucuroasă că sunt soția ta. Atât de mult mă bucur că Dumnezeu mi te-a dăruit. De când n-ați mai făcut declarații de genul ăsta? E adevărat că dacă îi faceți astăzi, soțul să fie foarte surprins, să aveți o pastiuță de inimă lui Dumnezeu. E adevărat. Dar v-aș ruga tare mult. Astea fac că sunt cea frumoasă. Am întâlnit familii care au crescut așa. Și am văzut o problemă. I-am văzut pe băieți venind la tata și spunând, tata, mi-e foarte frică să mă căsătoresc. I-aș ruga un lucru. Ajută-mă în rugăciune și în post să găsesc o fată care să mă respecte cum te respectă pe tine, mamă. Că eu mă tem că nu o să te-a. Dar ajută-mă în post și rugăciune să găsesc ca fratele mamă. Fetele se apropie de mama și spun, mamă, după cum vedem noi cu mult băieții, câtă ușurătate, câtă lejeritate, ce vorbesc. Ne teamă că nu o să găsim un bărbat cum trebuie, te rog, roagă de Domnul, împreună cu tata, să rânduiască Domnul pentru noi un băiat care să mă respecte și să mă iubească cum te iubește pe tine, tata. Vreau să vă întreb, acești părinți s-au făcut datoria în familie? Da. Pe toți îi putem păcăli, v-am mai spus, dar pe copiii nu. Copiii știu cum am trăit. De aceea v-aș ruga, nu pierdeți binecuvântare pe care v-a dat-o Domnul și înmulțiți-o, stimate surori, în primul rând cu teamă de Domnul, făcându-vă bine soțului, supunându-l și respectându-l, în al doilea rând avem grijă de ceea ce se petrece în casa dumneavoastră și îndemnând toată casa spre Domnul și în al treilea rând aveți grijă când vorbiți și atunci când vorbiți, ce vorbiți, cu Doamne ajută. Și acum, momentul mult așteptat al surorilor, când vorbim și despre frați, dacă mi-i îngăduiți, timpul e foarte scurt, nu putem vorbi mult, nu? Până la unul, să aveți probleme cu frații, nu înțeleg. Da, frații, da. Și bărbații sunt chemați alături de soțiile lor să mențină binecuvântarea în familie. Și primul lucru pe care doresc să vorbesc din textul pe care îl avem în fața noastră este că bărbatul se încrede în soția sa. Cuvântul Domnului
vine și vorbește tocmai lucrul acesta în versetul 11. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Pe lângă faptul că din fetele pe care le-ai cunoscut, i-a ales să spună da ție și să meargă împreună cu tine pe drumul căsniciei, asta te face să ai și să o girezi cu încrederea ta și să o girezi cu credința că ea va fi cea care va ști să pună lucrurile exact unde trebuie și la modul ei. De aceea ea are nevoie de încredere. Are nevoie de încredere în lucrurile mărunte. La bucătărie, de exemplu. Am întâlnit tineri care au crescut în familiile lor și ca băieții sunt mai atașați de mame, așa. Și mama câteodată mi-a spune să mă mai fac câte o mălinguță, să-i spune câte turi trebuie să facă el acolo. Mi-a spune să facă câte o omletă și îl face o omletă. Și la un moment dat, când se căsătorește, soția lui vine și începe să facă o mălinguță și cu omletă. Și el merge acolo și soția face o mălinguță așa cum o face, cum pricepe ea de la mama ei. Și el, după ce ea termină de mesticat, nu știu câte turi, vine el acolo și spune, dragă, nu a fost bine și mai mesti două turi. Mai mesti că într-o desărușire a lucrării de făcut mămăricuța respectivă. Lucrul acesta pentru el poate ar părea un moment deosebit când s-a impus, dar pentru soția lui este ceva devastator. De ce? Îi transmite, n-are încredere cu faptul simplă mămăricuță. N-are încredere în asta. Nu are încredere. Am întâlnit familii în care soția, după ce servesc masa, se apucă să spele vasele la soțul stă o bucată așa, se uite cum le spală pe parte, pe alta, se uite ce detergent folosește, după care, după ce termină ea, se duce el și mai începe el o tură să le spele. Acum nu-i rău dacă ar rămâne acolo, ce? Tu să le spele. Dar problema este că el vine și transmite ei că nu a spălat exact cum știe el profesional vasele respective. Și lucrul ăsta transmite neîncredere. Acum, stimate surori, înțelegeți zi când implicăm la bucătărie și la spălat vasele? Pricepeți ideea? Pentru că ne încredem în domeniul ăsta și trebuie să transmitem încrederea aceasta în aspectul acesta și în domeniul acesta. Apoi mai există încrederea financiară. Există foarte mulți bărbați care au proiectele lor, că așa se setați ei, se gândească din proiecte mari. Ei nu se gândesc niciodată la prosoape de bucătărie. Ei nu se gândesc niciodată că îi mai trebuie un fix la ăla micul la școală, din culoarea roșie, că așa le-a cerut profesoara să sublineze. Ei nu au treabă cu oamenii dintre astea. Ei se gândesc că la casa din țară trebuie pusă tavă linda și aia costă în jur de 3.000 de euro. Și ca tare toți banii trebuie să vină pe direcția aceea. Fixul, șervețele, ce mai trebuie, alții nu sunt importante. Nu are. În schimb, soția știe că de asta e nevoie în fiecare zi. E nevoie de condimente la bucătărie, e nevoie de o farfurie care nu lasă o mai spargă la micul sau celălaltul, e nevoie de lucruri mărunte. El nu gândește în structura aceasta. El îi spune, descurcă-te cum poți. Există situații și am întâlnit situații în care anumiți soți sunt atât de prinzi de ceea ce vor să facă ei, încât lasă soțiile să descurcă cum pot ele. Și la un moment dat, soțul vine de la servici bucuros cu șeful apreciat. Bucuros că a spus că e cel mai bun din echipă. Bucuros că și soția vine și spune, dragă, mai trebuie cumpărate niște șervețele. Voi, momentele imediate se numește. Du-te și cumpără ceea ce trebuie. Și soția, loc să vină cu portbagajul, vine cu camionul acasă. Știi că nu mai prinde. Știi că nu mai prinde. Și atunci el zice, băi, nevestele, dar totul cheltuiesc, mă. Dacă le lași, totul cheltuiesc. Da, pentru că nu știi să faci și investițiile astea între care trebuiesc. Trebuie să te încrezi în soția ta și din punct de vedere financiar. Există case care au două caserii. El a lui și ea a ea. Ea cheltuiește pentru ce crede ea, el cheltuiește pentru ce crede el. Va și gata de mult. Combinați aceste două caserii. Discutați împreună. Vedeți prioritățile. Și în funcție de lucrurile acestea, stați înaintea Domnului să dea înțelepciune ca și în domeniul financiar să fiți una. Doamne ajută! Cât e de frumos! Când soțul vine și aduce bani acasă, când soția vine și aduce bani acasă, când apoi instrucția cu ea, soția se duce și ia bani și cumpără ceea ce trebuie, când soțul vine și ia bani și apoi discută de eu azi am fost și am cheltuit, am cumpărat cu tare lucru, celălalt merge și am cumpărat cu tare lucru. Și aș vrea să vă mai spun ceva, stimate surori. Soții se simt foarte bucuroși când dumneavoastră îi consultați. Foarte bucuroși.
Se întâmplă că vă vizitează o prietenă care vă spune că s-au găsit într-un magazin un anumit tip de material care, din nou, mă repet, nu se sifonează și nici nu e voie să-l cap. Sper și apoi te îmbraci imediat. Ai sărit peste câteva etape, efectiv. Ai sărit. Și s-au găsit un material pe ăsta și și o ofertă și poți să-l cumperi. Foarte multe soții vin și spune, mergem și cumpărăm, ce o să-l drept de-a meu. Dar eu știi la material. De-l cunoaște, nu le are. Chiar începem cu spirala aceea decadentă, când pierde binecuvântarea. Fui mâna pe telefon, că sunt soțul e prieten. Dragă, a venit o prietenă de-a mea, mi-a și a la ofertă, e foarte ieftin. Ești de acord? El de parte zicea, dar tu știi că eu sunt de acord, dar de ce îmi spui mie lucrurile? Știi că eu sunt de acord, nu am vrut să știi și tu îmi zici. De partea cealaltă, el nu-și revine. Din partea cealaltă, el este într-un moment extaz. De ce? Soția lui îl întreba pe el. Eu ceru părerea. Oricum abandare, dar eu ceru părerea lui. E atât de greu? Stimați frate, așteptați-vă la telefon în ziua ăsta. Așteptați-vă. Un bărbat, stimați mei, un bărbat va ști să se încreadă în soția lui și din punct de vedere financiar și mai mult, din punct de vedere sentimental. Există băieți care atâta umblă după o fată, care atâta umblă după o fată, ca să o ia în căsnicie, până când reușește să o ia. După care face din casa lui o temniță. Am fost astăzi la biserică. Am văzut că ai zâmbit. La cine ai zâmbit acolo? Păi m-am zâmbit la ușor. Da, dar în spate erau coriștii, bărbații, la tenor și la bas, care erau? Nu, dar am zâmbit la o soră din cor care cânta la alt. Da, dar în spatele altul e în bază, nu? La cine zâmbit? De telefonul spui și mesajul. Cui îi trebuie mesajul? Toată ziua. De aia, frații mei, părinți, v-aș ruga în timp ce copiii dumneavoastră vin și spun că e vremea căsătoriei și au un legământ cu Domnul, stați în post și rugăciune, Doamne ajută! Multe fete frumoase și băieți deosebiți au intrat direct în temniță, tocmai din cauza geloziei. Sunt duhuri de gelozie care umplu inima acelui tânăr. Nu-i Duhul Sfânt, nu-i pacea, nu-i bucuria, cum frumos ni se vorbea astăzi, ci au umplut de multă vreme gelozia. Și el nu poate suporta, nu poate lăsa pe stradă, nu-i poate da telefon, totul citește. Pentru că casa aceea a devenit o casă în care omul acela este gelos. V-aș ruga tare mult, stimați soți, încredeți-vă și sentimental în soțiile dumneavoastră. Dați-le girul acesta. Bucurați-vă împreună. Discutați împreună. Comunicați împreună. Doamne ajută! Al doilea lucru care aduce stabilitate și binecuvântare pentru un soț este anturajul său. Spune Scriptura, bărbatul este bine văzut la porți cârșade cu bătrânii țării. Aș vrea să vă spun că bărbatul ăsta nu-i bine văzut comercianții. Pentru că nu uitați, fiecare cetate pe lângă poartă avea și piață. Avea și viață. La poartă, de obicei, se adunau bătrânii țării care discutau nu cazurile simple, care le discutau cu judecătorii teritoriali, discutau problemele țării majore. Bărbatul ăsta, al acestei femei din Proverbe 31, nu stătea prin piață să vadă ce ieftin și scump, ce scump era să vândă mâine. Nu stătea cu prietenii lui discutând din Liga Campionilor, ci el stătea cu bătrânii țării să vadă ce probleme și cum rezolvă ei. Atât au stat între bătrâni, că acum era bine văzut între cei bătrâni. Care ți s-a întâmplat cu tău? Pentru că aș vrea să vă spun, Apostolul Pavel vine și folosește o cugetare din vremea lui, dar care e foarte valabilă, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Dacă prietenii tăi nu obișnuiesc să se roage înainte de masă, cât ai fi tu de pregătit, dar la un moment dat nu te vei ruga nici tu. Dacă prietenii tăi vorbesc despre soție ca despre o ființă inferioară, pe care poți să-ți faci joc de ea și să prezintă grandoman, am întâlnit bărbați care la un moment dat se prezentau în grupul lor de exclusivist de bărbați, spune, băi, eu în casă la mine, când mă duc, îmi bat din piciorul drept nevasta trebură și când bat în ala stâng, se oprește, când avem pe o comandă în picioare. Ei cred că se găsește cineva care chiar crede ce spun ei, în cercul acela pe care l-au ei acolo. Care sunt prietenii tăi? Sunt oameni care iubesc familia? Sunt oameni care iubesc unitatea? Sunt oameni care iubesc lucrarea? Sau sunt astea care pierd vremea așa și vorbesc și ei ca și nu tacă? Care sunt prietenii tăi? Ăștia îți modelează caracterul tău. Ăștia ți-l modelează. V-ați provocat, stimații mei frați,
Fiți prieteni cu păstorii și slujitorii din biserică. Amin? V-am spus ceva așa la care vă deranjează ceva? Fiți prieteni cu cei care iubesc unitatea bisericii. Fiți prieteni cu aia care au stat în veci, ani vechi de căsătorie, care au trecut prin diferite situații, care s-au încercat, dar care au rămas împreună și învață-mă ca să nu mai repet ce au greșit el. Fiți prieteni cu asemenea oameni. Fiți oameni prieteni cu cei care sunt în biserică. V-am spus de starea asta de lenevie și de molacitate spirituală. Mulcuți așa, îi iei ca gelatină și îi pui acolo. Frate, cum vrei? Mă dau și așa, mă dau și așa. Te rog frumos, lasă-mi pe Duhul Sfânt să te întărească în slujire, să fii puternic pentru lucrare. Stai cu bătrânii în cetății și văd un om vertical. V-am spus că sunt cea mai bună biserică pe care o cunosc. Și-o cunosc, frații mei. Știți de ce? Pentru că i-am urcat pe frații mei. În biserica asta trebuie să fie oameni de ordine. Nu-ți chemați toți să predice, dar sunt oameni chemați să facă de ordine. Nu-ți chemați toți să prorocească, dar sunt oameni chemați care să lucreze la stație. Nu sunt chemați toți să facă altceva, dar unii sunt chemați să conducă cântările în față. Unii au voce, dar nu-ți chemați să conducă cântările în față. Sunt oameni chemați de așa ceva. Aș vrea să vă spun, există oameni care vin și fac slujba pentru Domnul. O oră înainte, o oră jumătate câteodată înainte, fiecare grupă de la ordine vine în biserică. Eu nu știu ca păstor care grupă vine săptămâna asta. Nu știu, ei știu. Dacă unul din ei, că sunt 5 oameni pe fiecare grupă la oră, unul din ei trebuie să meargă până în Germania, dă telefon la altă și spune, băi, săptămâna viitoare și eu din un rând la ordine, îmi vine rândul cu echipa mea. Nu pot. Te rog, vină tu din grupa cealaltă, fă loc. Fă slujbă în locul meu și când eu vin, fac slujbă în locul tău. Sau oricând ai tu nevoie și pot eu. Te rog frumos. Numai când intri la biserică, în parcarea bisericii, te întâmpină oameni din ordine. Eu sunt păstorul bisericii, dar nu parchezi în greu. Nu parchezi în greu. Omul de ordine este stăpân acolo. Spune frate păstor, aici parcați. Aici e locul dumneavoastră astăzi. Dacă nu spune, lăsați cheia în contact și eu mă duc și vă parchez mașina. Și ești mai fain pentru mine. După care merg în biserică. Biserica așteaptă altcineva. Care îți spune unii locul tău, care are dreptul să scoale pe oricine, pentru că e venit un oaspete din altă parte. Nimeni nu poate comenta, spune, eu n-am chef, am venit de două ori și când ocupa locul ăsta, l-am cumpărat. Nu! Te scoli cu tot bani și pleci de acolo, pentru că omul de ordine, dacă aici chiar să contești ceva, vii la sfârșitul slujbei și spui că omul de ordine a abuzat de poziția lui și ți-a luat un loc pe care tu l-ai cumpărat la caserie biserică și ne arăt chitanță, dacă există așa ceva. Dar nu există, pentru că fiecare își are locul lui. Vin cu o oră înainte și când e vara, pornesc clima, dau jaluzelele din partea în care bate, se ocupă de tot în adunare, îi primește pe oameni, săptămâna viitoare de zalții, cu ecusoane, toți îmbrăcați frumos, care v-ați spus oameni, mergeți mai departe, mergeți mai departe. Și asta de ani de zile, oamenii ăștia au familie, oamenii ăștia au case, copiii lor îi văd, tatăl meu e la ordine, tatăl meu slujește, tatăl meu e în adunare. Și atenție, ăștia nu prind la bonul. Avem oameni care sunt în grupele de post, bătrâni. Păi sunt frate, nu știu mai la nimic. Așa îmi place să postesc. Există oameni care sunt frate, am nevoie de o zi de post pentru copilul meu, mă ajut. Da, e bine dată intrare. Nu trebuie să-i amuz din timp. Lui place. Găsesc oameni și pentru așa ceva. Sunt oameni care se ridică să cânte în biserică, pregătesc de săptămâna aceea. Sunt foarte atenți la mesajul care vine, să pregătească. Toți sunt acolo. Eu nici nu știu când se schimbă unii, alții, ceilalți, fiecare își face lucrarea lui, fiecare are modelul lui. Nu cum știu copii din adunare? În afară de comentat că ăsta nu-i darul Duhului Sfânt, în afară de criticat că ăsta nu-i darul Duhului Sfânt, înainte de a discuta așa de diverse lucruri, aș vrea să te întreb, care-i darul cu care slujești în biserică? Care sunt colegii tăi de slujire? Ce anume faci tu? Pentru că aș vrea să vă spun, aceste familii care slujesc în biserică sunt familii care sunt apreciați de frați. Nu spun că nu greșesc. Dar atunci când greșesc, imediat discutăm, vedem unde s-au greșit, să nu se mai facă. Noi nu aruncăm cojocul pe foc din cauza la doi purici care am găsit acolo. Prindem puricii, dar cojocul îl folosim. O întreagă organizare, folosesc termenul ăsta mai vechi pe care am auzit de la bătrâni cu cojocul. Dar vreau să vă spun, sunt lucruri făcute, sunt foarte mulți oameni, nu sunt străicități, eu n-am nicio treabă. Cu cine ești tu prieten, fratele meu? Ești la poarta cetății, înveți-l la ceilalți, poate nu vei fi apreiat din prima, poate nu vei fi primit din prima, dar cel puțin vei merge lângă ei. Au niște oameni care merg în misiune, au niște oameni care au seara de rugăciune. Spui, măi, mă primiți și pe mine la seara de rugăciune. Vreau să stau acolo.
să mă mai rog pentru casa mea, să mă mai rog pentru copiii mei. Mă primiți acolo? Pentru că oricum eu mă rog, dar aș vrea să fiu cu voi. Ești un asemenea om? Ai împrejurul tău așa ceva? Avem o biserică grupuri de rugăciune și le-am spus la frați să aveți voi probleme până vă voi opri eu de la rugăciune și de la post. Rugați-vă și postiți! Cu Doamne ajută! Unii dintre ei sunt în spatele meu, sunt sute de oameni care se roagă și postesc pentru mine. Eu dacă stau astăzi în fața dumneavoastră și vă predic Evanghelia, deci în spatele meu i-am pe oamenii ăștia, pe care nu o să-i cunoaște niciodată. Dar sunt oamenii care mă țin în spatele meu, pe care nu o să-i cunoască eu apa niciodată. Dar sunt oamenii cu care voi împărți cu luna, pentru că sunt oamenii care se roagă pentru mine, care vechează asupra mea. Ești un asemenea om, viața oricum îți trece. La ce te ajută la sfârșit din viață că ai știut toată Liga Campionilor? La ce te ajută la sfârșit din viață când ai știut cursul valutar la euro, lei și dolari? La ce te ajută la sfârșit din viață când ai trecut o grămadă de bani în mână, dar nu ai știut cum să-i folosești? Caută oameni de verticalitate. Stai împrejurul lor, fii un asemenea om. Pentru copiii tăi, pentru casa ta, ridică din unde ești și fă o slujbă pentru Domnul și fă-o bine, Doamne ajută! Fă-o bine! Văd astăzi biserici care bărbații nu mai sunt bărbați. Se spune că sunt pe cale din dispariție. Nu sunt în stare să-și conducă familia în rugăciune. Nu sunt în stare să iau o zi de post. Nu sunt în stare. Sunt prea ocupați cu diferite lucruri. Îi văd din multe ori când discută de fotbal, de politică, să roșesc vendele la gât și aproape să trăsnească. Când e vorba să le spui, Iisus Hristos este Domnul, un amin anemic, așa și aproape inexistent. După ce ies lici, e plin de viață. Ce s-a mai întâmplat acolo? Politic, ăla l-a dat jos cu ăla, ce-a făcut la alegerile cu tare? Dintr-o dată e plin de viață. Oare care e Dumnezeul tău? Dumnezeul tău ar trebui să fie Iisus Hristos. Amin. Te rog, dă-i toată slava, toată pasiunea, dă-o pentru El. Implică-te lucrare. Oamenii vor uita de tine. Slujesc ca păstor de mai mult timp într-o biserică unde eu nu sunt din comunitatea respectivă. Într-o zi nu vom mai fi păstor. N-am nicio treabă. N-am nicio treabă. Le-am și spus la frații mei, când găsim de cale să nu mai fiu păstor, cum m-a ajutat pe mine alții, așa ajută pe ei. Știți că există zborul acela al cohortului în V. Cel din față preia 40% din greutatea zborului, ceilalți 60%. Dar nu-l lasă numai cu unul. Facă în rotație. Și vine celălalt acolo. Le-am spus și lor. Când vedeți că la un moment dat nu mai pot prelua cum trebuie, să vină altul, că mă iau și eu, să pot duce și eu 60% împreună cu toți ceilalți din bordă de conducere. Dar din cazul. De aceea că așa dumneavoastră mă vreau, că altfel mă duc la sfârșit sau bancă. Efectiv mă uit să văd, ai, dar pe mâinilor, vine frate cu stor și ea asta, nu trebuie să mă duc. Păi, ia te-am pus, de dacă ai darul pe mâinilor, dacă n-ai darul pe mâinilor, nu mai ajunge acolo. Acolo trebuie să ajungem oameni cu darul pe mâinilor. Și străduiesc tot să arate ca darul pe mâinilor. Slăviți-mi e Domnul și-o laudă. Încerc la Domnul, să roagă pentru asta. Biserica e făcută să fie condusă într-un mod cu viziune, cu cărmuire și cu căluzire. Slăviți-mi e Domnul. Așa e făcută biserica. Care-s prietenii tăi? Îi ai? Permiteți-mi să vă vorbesc despre ultimul lucru cu care voi încheia mesajul meu. Primul mod în care un bărbat poate fi binecuvântarea în casa lui este să se creadă soția sa. A doilea este să aibă un anturaj bun. Prietenii pe care i-au să fie prieteni sănătoși. V-aș ruga tare mult. Nu vă însoțiți cu aia care vorbesc de rău pe alții. Că mâine te va vorbi pe tine de rău. Nu vă însoțiți. Sunt o grămadă de oameni care au diferite războaie în poporul Domnului. Au treabă cu ăla, cu celălalt, cu enervat. Dar n-au soldați. N-au mercenari. Se duce la tine câteva vorbe de el și se ridică împotriva unui om cu care tu ne-ai pus treabă și nici n-ai treabă. Nici n-ai treabă. Și se ridică împotriva lui. Tu nu mai ești în lupta bună. Tu ești mercenar în războiul altuia. Mi s-a întâmplat și mie să văd anumiți oameni care au pornit pe și aveau numai telecomenzi așa în mână nevăzute. Măi, mergeți și spuneți-i. Să ridicau oștia și spun eu și tare. Eu mă uitam în spate că eminențele și rușii stăteau undeva și mi-e reiți cu mirii. N-am nicio treabă în domeniul ăsta. Dar totul era orchestrat de ei. Ești mercenar în războiul altfel. Dar fratele tău ți-o greșit, spune Biblia. Nu trimite pe poștaș la el. Du-te și mustră între tine și el. Amin. Dar nu prea avem curajul ăsta, nu? Nu mai bine organizăm așa ceva. Te rog, fii bărbat. Discută în domeniul ăsta. Mergi la el și spune, frate, mi s-a părut sau nu, dar vorba pe care ai spus-o m-a deranjat. Nu-i subiectul. Dar ridică-te și trăiești cu verticalitate în domeniul ăsta. Ultimul lucru la bărbat este să se învețe să facă complimente.
un lucru extraordinar de greu, poate mai greu ca să arătate două, pentru noi bărbați. Să ne spune cineva, să începem să apreciem. Dar noi nici nu avem vocabular în domeniul ăsta, ne plăcăm așa. Tu ești și n-am vrea să spunem pe lucrurile, de cum credeți și vrei. Nu putem, dar trebuie să ne învățăm, Doamne ajută! Uitați-vă ce spune textul biblic în patrilajul biblic. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întrezi pe toate. Nu de mult eram o slujbă și un frate încerca să explice de ce se scoală și am mai târziu bărbatul. Nu știu dacă ați prins ideea asta din text. Spune Biblia că ea se scoală când încă este noapte, asta e vorba de soție. Al doilea, spune Scriptura, fiii ei se scoală și o numesc fericită. Și al treilea, spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, bărbatul ei se scoală. Și el spunea fraților, rumcați schimbul trei. Mi-a plăcut ideea. Mi-a plăcut ideea, dar adevărul era că la poarta cetății se discută ca cazuri grele. Întrebați-vă frații din comitet câteodată când au o problemă, se vrea să la ce ordine acasă. La ce ordine acasă. Pentru că bărbatul ăsta în turașul era cu bătrânii cetății, el era obligat la discuțiile care se întindeau și la prezentarea cazurilor de la poarta cetății să stea până noaptea târziu. Și de aceea avea scuza de să scula ultimul din casă. Dar, dincolo de aspectul ăsta, aș vrea să vă sugerez ceva. Bărbatul ăsta știa să-și laude și să-și complementeze soția cu aprecierele sale. Bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând. Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întrezi pe toate. Iubiții mei, de cum se scoală, el nu urmărește ce a făcut nevasta până acum. Ai terminat aia? Ai terminat aia? Ai terminat aia? Dacă le-ai terminat pe toate, ai depășit recordul mondial, tu ești cea mai grozavă. Nu! El se scoală și aduce laude. Pentru că ziua bună se cunoaște de dimineață, îi aduce laude zicând multe fete au o purtare cinstită. Un alt aspect pe care trebuie să-l reține și dumneavoastră îl cunoașteți, femeia asta nu e dintre cele mai tinere soții. Pentru că Biblia spune că are fii la plural și fiii știu conceptul de fericire. Pentru că fiii mi se scoală și o numesc fericită. Deci este o femeie destul de matură. Cu cine o compară soțul meu? Ne-am fi așteptat să spună soțul ei, multe femei de aceeași vârstă cu tine sunt gospodini, sunt grozave, dar tu ești campioană dintre ele. Am considerat poate normal, dar soțul ei vine și spune, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întregi pe toate. Vă place surorilor asemenea comparație? Stimați frați, vă rog să verificați? Vă rog să verificați? E biblic. Faceți comparații pozitive. N-aveți voie. Câteodată soția te întreabă, am fost astăzi la biserică, cum am arătat? Nu știu, că n-am avut izmoi la tine. Există bărbați care fac gafe, de ce rost? Ea e interesată să știe lucrul ăsta. M-am focalizat, am 25 de ani de căsătorie, m-am focalizat să mă uit la soția mea, să o iubesc pe ea, să o apreciez pe ea. Totdeauna când mă duc acasă îi spun, ești cea mai frumoasă, cea mai grozavă, pentru că mi-a depus lucrul ăsta. Dacă nu ți impui, fratele meu, te obișnuiești cu soția de lângă tine. Noi, ca bărbați, suntem creați să privim așa mai difuz, mai într-o parte, mai în alta. Suntem atenți, ni sare în ori, orice. Orice care duce spre goliciune, ni sucește capul. Prima sucere de cap se spune că nu-i păcat, a doua, e conștient. Câteodată, foarte mulți, suntem atenți la anumite lucruri. Trebuie să fim foarte imediati. Toți bărbați sunt la fel, așa sunt creați. Problema că noi privim difuz. Dacă privești difuz, la un moment dat soția ta nu va mai fi ca la 18 ani. La un moment dat soția ta nu va mai fi cu fața netă de ca la 20 de ani. Va avea riduri, vor vedea semnele bătrâneții, vor vedea firele de păr alb cum apar. În momentul respectiv, eu, care privesc difuz, pot vedea orice fată mai frumoasă care nevastă. Pot vedea alte femei mai frumoase care nevastă mea. Și la un moment dat să nu te mir. Că există oameni care au soția acasă și spune că sunt îndrăgostit de secretar. Și ăștia pe post vin și spun, domnule, dar cum dumneata ești primar? O primar, cum uiteți, cum poți să... Dar ce să fac dacă dragostea vine? Să te dreabă? Dar cum se poate întâmpla ca un bărbat cu căsătorie, cu copii mari să îndrăgostească? Știți de ce? Pentru că nu s-a focalizat. De aia Biblia spune, bărbaților, iubiți-vă nevestă. Focalizează-te acolo. Fii atent acolo. Laud acolo. Apreciază acolo. Cinstește acolo. Și nu-i să ai timp de altceva. Că altfel ești om.
Inima este nespus de jenătoare și deznădăjduit de a mea. Așa se explică de ce proroși, păstori buni, predicatori buni, au ieșit din cadrul familiar și conjugal și au făcut năzbâtii care au făcut de râs comunități întregi. Când am văzut ce se poate întâmpla, frații mei, de-aia vă predic Evanghelia. Și azi dimineața l-am rugat pe Domnul, Doamne, decât să fac de râs mântuirea, pocăința, biserica, pe frați, ia-mă înainte de vreme mântuit, dar nu. De ce? Pentru că îi văd astăzi cu atâta ușurătate, discută de lucrurile astea. De aceea, frații mei, îmi pot permite să vă spun lucrurile astea. V-aș ruga, dar nu focalizați-vă pe soția dumneavoastră. Lăudați-o, aduceți-i complimente, bucurați-vă de ea, discutați împreună, comunicați împreună, învățați-vă să faceți lucrul ăsta. Că la un moment dat comunicarea, se spune din punct de vedere psihologic, este lucru care împlinește o căsătorie. Comunicarea. Faptul că știi să apreciezi și să te bucuri de celălalt. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu știu cât de mult am atins nevoile de astăzi în domeniul acesta al căsătoriei, care este un subiect destul de greoi și destul de dificil în contextul zilor de vremea noastră de astăzi. Vreau doar să vă repet următoarele lucruri. În ziua căsniciei, Dumnezeu îți dă o cantitate de binecuvântare pe care o meriți. Cantitatea aceasta de binecuvântare, multă sau puțină, poate fi pierdută cu totul sau poate fi înmulțită. Ca o soție să-și înmulțească binecuvântarea în casa de care aparține și care a așezat-o Dumnezeu, ea trebuie, în primul rând, să se teamă de Domnul și să fie supusă soțului ei. În al doilea rând, trebuie să vegheze asupra celor ce se petrec în casa ei și să-și crească copiii în frică și teamă de Domnul. Și în al treilea rând, să vorbească cu înțelepciune. Asta înseamnă să tacă când trebuie de tăcut și apoi când vorbește, să vorbească într-un mod în care onorează pe Domnul și cinstește pe soțul ei. Amin. Amin. Un bărbat menține binecuvântarea în familia în care l-a așezat Dumnezeu ca și cap, cinstindu-și soția cu încrederea sa. Atât în domeniul firesc, în domeniul financiar, cât în domeniul sentimental. El se crede în soția sa. În al doilea rând, bărbatul are grijă să aibă un anturaj potrivit, spiritual, sănătos, și anturajul ăla sănătos să-l aducă în cadrul familiei sale. Și în al treilea rând, bărbatul se învață să-i aducă laude, complimente și aprecieri soției sale, ori de câte ori prinde prilejul și are momentul acesta. Învață-te să-ți apreciezi soția pentru supa bună, învață-te să-ți apreciezi soția pentru modul în care se îngrijește, învață-te să-ți apreciezi soția pentru modul în care se îngrijește de copii, învață-te să vezi toate aceste lucruri, focalizează-te pe soția ta. Doamne ajută, frații mei! Astfel, binecuvântarea Domnului rămâne în casa ta și Dumnezeu, prin îndurarea Lui, o va mulți nespus de mult. Amin. Amin.